Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Sunt bucuros, dar pot să zic, nu, sunt foarte bucuros că dimineața aceasta sunt în casa lui Dumnezeu. Sunt foarte bucuros pentru că sunt în biserica din Vilanova și mai mult atât, sunt bucuros că acum sunt împreună cu soția mea aici, slăvit să fie Dumnezeu. După o perioadă de mai mulți ani, după ce am grijit părinții, s-am întors și aici și este bucuroasă și suntem bucuroși că suntem împreună cu dumneavoastră la slujbă. Aș vrea ca Dumnezeu în dimineața aceasta să ne binecuvinteze. Am două probleme. Una emotivă, întotdeauna când am fost la ambon, am fost emotiv, pentru că eu nu sunt un predicator, dar a doua este ținuta. Am avut ceva probleme, încurcături cu hainele, vă mărturisesc, n-am fost niciodată duminică în blugi la biserică. Asta nu ca să credeți că cât îți de pocăit, nu. Pentru că cred că în biserica asta Dumnezeu are mulți mai mulți oameni mai pocăiți ca mine. Dar așa mi-am luat mulți ani în urmă angajamentul să nu fiu la biserică decât în ținută. Și s-a întâmplat și n-am vrut să vin la ambon, dar fratele Nuțu m-a rugat și slăvit să fie Domnul, cred că voi trece peste aceasta. Aș vrea doar să vă aduc salutul bisericii, unde sunt membri, soția mea, copiii mei, Biserica Vestea Bună din Someșeni, har și pace de la Dumnezeu Tatăl, la Domnul Iisus, frații de acolo vă salută, au aflat că vin, m-au rugat să transmit aceasta, m-au rugat, mi-au dat încă un lucru care trebuie să-l spun și vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează în timp minunat și acolo și cred că și aici. Au trecut atâtea probleme, sunt atâtea probleme, e pericolul ăsta cu virusul, cu toate, trecem prin frică, prin nedejde, dar eu vă îndemn să aveți încredere în Dumnezeu. Pentru că vreau să citesc doar un singur verset din care s-a citit astăzi din Psalmul 119, versetul 170. Și spune așa, să ajungă cererea mea până la tine, izbăvește-mă după făgăduința ta, slăvit să fie Domnul. Am venit aici cu cererile noastre, cu problemele noastre. Am venit mâna de Duhul lui Dumnezeu, am venit pentru că îl iubim pe Dumnezeu, pentru că vrem să primim învățătură, vrem să primim mângâiere și venim cu cererile noastre. Poate unii suntem întristați, poate unii suntem supărați, dar venim aici, unde primim hrană, unde Dumnezeu ne poate schimba inima, unde Dumnezeu ne poate izbăvi și mai mult această făgăduință a Lui, care o avem fiecare, fiecare o știm ce făgăduință avem, Dumnezeu este credincios și bun și El va împlini această făgăduință, dar depinde și de noi cum ne purtăm. Aș vrea în dimineața aceasta să vă mai spun că biserica de unde am venit a cumpărat un teren și vreau să facă o construcție, să facă nouă biserică. De ce vreau să vă spun aceasta? Frații m-au rugat, dar nu pentru aceasta, pentru că s-a pornit de la nimic. Și au plătit avans, au găsit terenul aproape de Cluj, un loc frumos, proprietarul în Austria și le-a spus, dacă vreți să faceți biserică, vă dau, nu dau la nimeni terenul acesta. A plătit un avans de 20.000 de euro și trebuia să vină prima rată. Și nu erau bani, mai erau vreo săptămână și erau 80.000 de euro și trebuia să fie 115.000 de euro. Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât în 6-8 zile s-au adunat 180.000 de euro. A venit doi frați care au dat câte 50.000 de euro. Ce vreau să vă spun cu asta? Dumnezeu lucrează, Dumnezeu ne întărește, dar de-aia vă spun, dacă aveți ceva și credeți și vreți să faceți ceva pentru Dumnezeu, nu vă uitați că sunteți slabi, nu vă uitați că n-aveți, încredeți-vă că Dumnezeu lucrează și Dumnezeu dă rezolvare. Și m-au rugat frații, dacă vin pe aici, să rog biserica, dacă poate, când poate, nu-i urgență acum să facă o colectă pentru ei, am lăsat o hârtie, un proiect de lucrare aici. Și bineînțeles că eu am zis că o să întreb, mai ales că
Am fost 20 de ani aici și am zis, o să am curajul ăsta să vorbesc cu frații. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru tot. Acum aș vrea, pentru că suntem la ora de rugăciune, să lăsăm celelalte probleme. Câteva îndemnuri și câteva cuvinte, în primul rând și pentru mine și în primul rând pentru cei care suntem mai timizi și care nu predicăm de la amvon. Aș vrea din Romani 12. Putem face o slujbă oricând, chiar dacă nu predicăm, chiar dacă nu suntem în fața oamenilor. Putem face o slujbă pentru Dumnezeu prin purtarea noastră și prin faptele noastre și prin vorbirea noastră. Aici spune în versetul 1, vă îndemn fraților, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Slăvit să fie Domnul veci. Deci noi, unul fiecare, putem să facem o slujbă pentru Dumnezeu. Sunt vremurile astea grele, sunt tot felul de zvonuri, sunt tot felul de lucruri. Noi, care suntem aici, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu sănătate și suntem datori să ne rugăm Lui, să merem în rugăciune și numele Lui să-i slăvim, să fie numele Lui în veci de veci. Aș vrea să mai citesc încă câteva lucruri care să ne fie îndemn pentru noi, pentru casele noastre, pentru familiile noastre. În versetul 9 spune, dragostea să vă fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii cu altul cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia, în sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în caz, stăruiți în rugăciune, slăviți să fie numele Domnului. Aș vrea să vă ridicați în picioare, o să mergem înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm. În prima parte o rugăciune de mărturisire, pentru că atunci când ne mărturisim lui Dumnezeu starea noastră, păcatele noastre, lucrurile noastre, Dumnezeu este acela care ne iartă. Și ne putem ruga după aia pentru ceilalți, ca Dumnezeu să lucreze în inima lor și în viața lor, slăvit să fie numele Lui. Amin. Ne rugăm.